Bărbatul în vârstă de 54 de ani locuia singur într-o casă din comuna Lărești. Acesta era cunoscut ca având patima alcoolului, iar sătenii spun că în ultima perioadă era văzut numai beat. Luni în jurul orei 16 a mers la un priveg, întrucât o vecină s-a dus în lumea celor drepți. A stat toată noaptea treaz, a consumat alcool și când a plecat în jurul orei 6, abia se mai ținea pe picioare. S-a așezat pe o bancă și acolo a adormit, căzând lângă șans. Proprietarea gospodăriei unde poposise l-a văzut când a scos gunoiul și a anunțat la 112. La fața locului a ajuns un echipaj al ambulanței ambulanței Smurd. Bărbatul a refuzat transportul la spital și a semnat pentru acest lucru, după cum au declarat membrii echipajului Smurd. La puțin timp, bărbatul și-a dat ultima răsuflare, iar femeia care a sunat prima dată după ajutor a încercat din nou. De data aceasta, la locul cu pricina, a ajuns un echipaj al serviciului de ambulanță județean, care nu a putut face nimic pentru a-i salva viața. Cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul. polițiștii câmpulungeni au deschis un dosar de cercetare penală dar nu sunt suspiciuni în privința cauzelor decesului bărbatul era cunoscut cu patima alcoolului iar sănătatea sa era grav afectată de acest viciu